Nimeni n-a zis Pușcaș. Nimeni. Nici măcar Florin, fiind de-a lui, de pe acolo, adică de la Marghita la Satu Mare. Și rezerve la echipa națională. Noi ne-am gândit la un sistem de joc cu viteză în față, da, și cu calitate totuși, în mijlocul terenului. Dar totuși, de curiozitate, că ești atacant, da? De ce n-a zis nimeni de Pușcaș nimic? De ce oare, toți cinci? De ce? Păi dacă am văzut altul acolo. Păi la echipa pe care am făcut-o, nu poți să joci. De ce jucător, să nu poți să joci? Păi e un jucător lent. Nu e un jucător care are viteză. Păi și ce face? Că dacă o ia ăștia doi la, la alergat, trebuie să stea 5 minute până ajunge Pușcaș în care. De ce nu Pușcaș? De ce Florian nu l-am pus pe Pușcaș deloc? În primul rând pentru că nu joacă. El nu joacă, e în Serie B și nu joacă. Adică mi se pare o condiție destul de importantă. Sau cel puțin când veneam eu la echipa națională, eu veneam din Anglia. Măcar joacă titular. Eu veneam din Premier League și îmi zicea Neapuiul că degeaba nu joci. Joacă Dragoș Grigore, care joacă în Qatar, dar joacă titular. Uh-huh. Bine, dacă așa e filozofia. Deci, dacă mergem pe principiul ăsta... Da, dar el încă joacă. Da, corect. E mai mare decât tine cu câțiva ani și e tot acolo. Eu, poate e un motiv, Adi, și că n-a impresionat în meciuri? A tot jucat și n-a impresionat? Pentru care noi nu ne-am gândit la el? Adică e genul de fotbalist care ție îți place? Meciul trecut a impresionat. A dat cât două goluri. Ăla cu Bosnia. Cu Bosnia. Da, când a și cu declarația. Poate au contribuit și alea. Mie nu mi s-au părut ok declarațiile lui după meciul cu ăla în care nu a dat două goluri. Tu mi-a avea așa senzația că toată lumea are ceva cu echipa națională și că nimeni nu savurează nu doar reușitele lui personale, ci și acea victorie care nu ne-a prea ajutat la mare lucru, că tot am ieșit pe locul 4 și ar fi trebuit să reacționăm altfel la reușitele lui. Și probabil și atunci s-a creat o animozitate. Nu putem uita în ceea ce îl privește faza aia cu penaltiu, când cine era? Contra era. La echipa națională cu meci cu Norvegia sau cu Suedia. Nu mai țin minte. Când nu trebuie să execute el, ia el mingea, execută și ratează. Mai sunt de astea că nu trebuie să execuți tu. Dar era dacă... contra parcă antrenor. Dar exact, contra. Exact. Și, păi nu, dar contra a fost întrebat și contra a spus clar. Nu trebuia să bată Stanciu sau altcineva. Nu mai știu cine trebuia să bată, altcineva. Dar el a luat mingea, nu că execută. E genul, îți place pușca așa, Adi? Păi bă, dar dacă execuți tu de gol. În momentul de față, dacă... am avea alt jucător, de exemplu, la echipa națională, în mijlocul terenului, să jucăm pe alte calități, de exemplu, poate l-aș folosi pe Pușcaș, dar nu din momentul să spui să fac un 11, văd și un sistem de joc mai diferit și îmi trebuie agresivitate în atac. Cu toate că el este foarte agresiv. Adică el aleargă foarte mult, și fuge după fundaș. Ce îi lipsește? Nu creează, nu driblează. Mi se pare că la el totul este o întâmplare. E de gura porții, așteaptă da, acolo. Că totul e o întâmplare. Da, totul este o întâmplare. Acum, nu uităm ce turneu final bun a făcut cu Under 21. El a fost, mi se pare, diferență singurul mare, jucător în... Diferență mare, dragă Florine, diferență mare. Eu știu, dar, eu știu. Uite-te unde sunt ăia, Mason Mount, unde sunt Van Bissaka. Stai să spun povestea, știi care e drama? N-a mai evoluat. Exact. Asta e problema. N-a mai evoluat. Uite-te, băieții, noi am bătut 4-2, le-am dat terenul în cap la Under 21. Și de e ca și cum peste două... Ăsta, Teo Abraham, pe la Roma, Mount la Chelsea, sunt peste tot ăia, la nivel înalt, la nivelul maxim. Ai văzut ceva, ai văzut saltul. La nivelul maxim, la Manchester United. Știi cum e, băieții? El nu joacă în Serie B. Și să știi că ce ai spus tu, să știi că asta a fost regulă la echipa națională. Ce a fost? Regulă. Să joci. Au doar jucătorii care erau titulari. Da, corect. E, ca și cum noi peste 2 ani cu emisiunea nu avansăm deloc. Deci eu am crezut că... Deci ce credeți, că se va putea asta? Noi vom fi Champions League, dar deja suntem, batem la porțile Champions League. Te rog, Adi. La sub 21, când l-am văzut pe Pușcaș, în meciurile care s-au jucat, că am fost acolo, am crezut că echipa națională deja a câștigat un atacant. Exact cum a spus. Nu a mai evoluat deloc din... momentul respectiv. Și eu cred că nu evoluează pentru că nici intră într-un sistem în care nu joacă foarte mult la echipele de club. Și atunci nu poți să evoluezi, nici să evoluezi. Și o oarecare aroganța lui? Dar mi se pare și puțin arogant. Nu? Așa puțin, că merge așa apăsat. Cu merge apăsat și cu... el a făcut parte din scandalul cu generație. Da? Păi, da, ei fică erau grupul. Ei n-au înțeles un lucru. Nu mai există respectul care era înainte. Acum 20 de ani vin la echipa națională, ei cred că sunt ca Hagi. Dai mă, cața, când am dus prima dată la echipa națională, am carat noi niște genți. Bună ziua, nici nu trebuia să îmi spună, pac te duceai, luai geanta. Acum
pleacă înaintea la aia bătrân, tineretul au altă creștere acum, generația pro ăștia. Pro fotbal. Am înțeles. Da, sincer, și vorbesc strict fotbalistic, așa, apropo de ce ziceam de Pușcari, și când îl văd, când vine așa, calcă el la păsa, zici că e cu ciocate în picioare, așa, da. Și cu lanț, așa mi se pare, așa, așa, eu stai, nu, el e un jucător cu anumite calități, așa, dar cum am spus și voi și ce am remarcat și eu, n-a evoluat deloc, deloc, dar deloc, din contră, mi se pare că a evoluat. Da, și asta pentru că n-a jucat nici după ce s-a întors la echipa de club în Anglia. Nu joacă nici acum. Permanent a lăsat senzația că se duce după contracte rotunde și frumoase, după bani frumoși. Nu e adevărat, te contrazic. Tu probabil știi mai bine că... Nu se duce după contracte frumoase. Cred că a avut contracte mai mari și n-a vrut să plece din anunte. Și nu vrei să pleci de la Reading, vezi, Doamne? Da, nu, cred că în momentul în care a ales Reading, atunci avea probabil opții mai bune. Mă gândesc. Din punctul meu de vedere, da. Mm-hmm.